Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Hristos a înviat. Sper că ați avut un Paște liniștit și în continuare vă urez distracție plăcută sau poate ați început deja unii dintre noastre să munciți, serviciu ușor în continuare. Astăzi am să vă fac citirea pe foaie, pe inițiale, însă, bineînțeles, nu înainte de a vă mulțumi pentru prezență, like-uri și vă implor, share-uiți videoclipurile mele ca să mai cresc și eu un pic. Foarte mult am stat cu abonații, foarte un pic cam greu am mers luna aceasta de la 6.000 la 7.000. Cam greuț și vreau să trec de acest prag de 7.000 că nu mai suport să văd 6 și ceva. Bun, în altă ordine de idei, vă aduc aminte că am făcut pe luna mai citirea în cărți pentru doamnele căsătorite și necăsătorite și am rugămintea să le vizionați și foaia pe zodii tot pe luna mai. Nu uitați că este o etalare generală, nu se poate potrivi tuturor. Este o etalare mixtă și pentru domn și pentru doamne. Și vizionare plăcută, ce să zic. Ce să mai zic? Să începem inițialele. Bineînțeles că începem cu inițiala A în nume sau prenume sau și prenume. Nu uitați că puteți viziona toate inițialele de la întregul nume pe care îl aveți, da, și cel de familie și luați doar ceea ce vi se potrivește. Foaia duce mai mult, eu zic că e pe mai 2024, dar poate anumite lucruri care poate chiar s-au și întâmplat, da? Ceea ce nu s-a întâmplat și rezonați, să țineți cont de ele, bineînțeles. Bun. Inițiala. Vă veți pune multe întrebări în perioada ce urmează. Întrebări în relația ceva din casă, cu niște bani, cu niște bijuterii, cu niște lucruri sau ceva, că văd ceva mic, ori lipsesc din ele, ori nu știți, nu știu, oricum vă dau un pic cu virgulă și aveți diverse întrebări cam pe unde ar putea fi acești bani sau. Dar eu văd că cineva din familie s-a apropiat voi, i-a luat ori din casă, ori o rudă sau ceva, a lipsit, lipsește ceva din casă, da? Sau o să lipsească zilele astea, deci aveți grijă. Ca și inițiale aici mi-a ieșit inițiala de I, de D, de S, de B, de A, de T, din nou A, și nu sunteți numai voi. Dacă mi-a ieșit, mi s-a repetat inițiala de A, nu sunteți voi. Sunt persoane tot cu litera A, da? Unii dintre voi în următoarea perioadă veți fi un pic amăgiți, da? Veți avea o amăgire. Nu știu dacă ține de darul ăsta sau sunteți un pic dezamăgiți deja și țineți amăgirea asta, v-ați supărat un pic totuși. Cineva dintre voi va merge în Turcia în următoarea perioadă, ia uite. Și ați mai mers, s-ar putea să fie pentru a doua oară, probabil. Aici este vorba de cei care merg pentru a doua oară, da?
Poate și aici să fiți un pic, să aveți grijă ce faceți cu lucrurile, să aveți grijă de ele. Alții dintre dumneavoastră în următoarea perioadă o să văd că vă învârtiți într-un cerc, nu știți, aveți o problemă cu litera F, poate chiar și cu litera E, da, nume sau prenume, și aveți niște probleme și nu le puteți avea sub control sau nu știți ce să mai credeți, dar văd că rămâneți așa, vă învârtiți în jurul coziștii. Cei care faceți sport, să știți că veți câștiga ceva. Dacă aveți în familie sau poate sunteți tot voi cu P și cu S, îmi iese aici că cineva totuși se iubește, vă țineți de mână, dar S-ul ăsta e un pic căzut la pat, este un pic bolnav sau o să se simte rău în următoarea perioadă. În urma unei operații se pare că vă simțiți mai bine. Alții dintre voi, într-adevăr, o să-și permită sau chiar o să mergeți la niște ape, dar văd bazine, deci la niște piscine, dar nu este, cred că mai mult ca să vă faceți bine sau să... Da. La o terapie, cum ar fi. Și în jur de 17 sau de 8, ia să fiți atenți că dați și luați, dați ceva și luați ceva. Aici poate fi vorba și de vânzări și de orice. Iar într-o sâmbătă veți avea noroc de o sumă cu litera 8. Inițiala de B, nume sau prenume. Vă iubește cineva cu V pe voi sau vă gândește, îi pare rău după voi? Ia uite, și voi faceți sport, vă apucați și voi, unii dintre voi, nu știu, mergeți, nu știu, chiar și gimnastică dacă faceți așa pentru, nu știu, dar vă apucați de ceva, de mișcare, ori mergeți mai mult pe jos, ori vă apucați de ceva, că văd că vă mișcați mai mult. Inițiala de L, să știți că a pus un zid între voi, nu știu, se ferește cu niște chestii, în luna vă duceți către iulie cu semnatul unor acte pe care o să luați o sumă cu 4, aveți doi copii, mulți dintre voi care au doi copii aici și vizionați, sau dacă aveți unul, poate mai vine unul. Dacă aveți, dacă voi sunteți cu M sau aveți pe cineva în casă cu litera M, să știți că mai face un copil dacă n-are doi, iar dacă are doi, o să rămână cu soțul sau soția cu care este în momentul ăsta. Dacă sunteți voi cu și cu M, se poate întâmpla, da? Voi vă știți fiecare cu situația lui. Veți avea niște beneficii, așteptați de 2 luni de zile niște orice, da, da, niște bani, niște de 2 luni așteptați. Poate unii chiar doar din aprilie, dar oricum fiind trecerea de la aprilie la mai, tot 2 puncte se pun. Veți primi acești bani, veți avea un câștig, alții dintre voi pe care nu știți de el sau e un câștig neașteptat, inițiala de nu o să aibă probleme de la voi din familie sau dacă sunteți și cu nu, veți avea un pic de, va avea această persoană problemă cu spatele. Am aici pe dragoste, totuși văd că în continuare veți mai rămâne cu cineva cu litera G și M lângă voi și spun chestia asta pentru că nu vă hotărâți cineva de aici care vizionați, nu vă hotărâți cu cine să rămâneți sau nu, de fapt nu cu cine, și cu cine să rămâneți, dar și în ce oră să rămâneți sau în ce țară, nu știu, am o problemă aici.
Cineva începe o școală mică, deci după grădiniță, deci o școală, cineva intră în clasa întâia aici, probabil că în septembrie, ce să vă mai zic, nu știu ce să vă zic de acest copil care intră în clasa întâi în anul ăsta sau poate a terminat clasa întâi, că văd că are 8 ani totuși, face 8 ani, a terminat clasa întâi, nu știu. Să aveți un pic grijă aici ca să nu cumva să trebuiască să-l operați de apendicită sau să o operați de apendicită sau să operați acest copil de apendicită. Se gândește la voi și cineva cu litera G într-o zi de joi. Veți avea o realizare, dar nu sunteți, nu veți fi așa entuziasmați, nu știți dacă este adevărat sau nu, veți avea o realizare, o veste, o întâlnire cu o persoană cu litera A sau cel puțin vă sună, dar nu este fix așa cum ar trebui să fie sau să fiți voi mulțumiți. Ca și cum sună, dar nu e nimic hotărât. Și aveți de luat unii dintre voi ori acte, ori bani de la cineva cu litera D, nume sau prenume. Inițiala de ce? Bineînțeles, și dacă cade, înseamnă că veți reuși până la urmă, da? Deci asta mai... Inițiala de ce? Nume sau prenume? Sunteți un pic încurcați, a fost mai bine, iar v-ați încurcat, iar cheltuiți foarte mulți bani pe petreceri, pe haine, pe ce ați cheltuit, da? Și deci asta vine acum. Deci urmează aceste cheltuieli urmează pe data nu, pe data de 3 nu, ca trecut sau pe data de 3 v-ați, ba da, pe data de 3 v-ați întâlnit cei care v-ați întâlnit cu partenerul sau partenera sau ați fost împreună cu partenerul vostru. Să știți, chiar dacă veți mai avea discuții, se pare că rămâneți împreună sau veți continua această relație. Cineva cu litera S și aici este foarte supărat pe voi. Am aici pe cineva care va lua un examen între oameni de stat, dar tind să cred că e mai mult avocatură, tribunal și așa mai departe. Cine care sunteți născuți pe data de 13 în orice lună, aveți grijă la genunchi, la picioare în următoarea perioadă și văd totuși că vă luați inima din și veți mai slăbi un pic. Plecați într-un oraș cu litera B sau dacă sunteți într-un oraș sau țară cu litera B, văd că plecați în altă parte, probabil că mergeți într-un concediu. Am pe cineva aici care va pleca și în Albania. Sau pur și simplu vă vine un bărbat sau o femeie care este musulman și vine din Albania sau o femeie, nu trebuie neapărat. Deci e o persoană aici care vine din Albania către voi. Vă va suna, da? Foarte multă dragoste aici și în următoarea perioadă veți fi mult puse pe, da, pe dragoste, drumuri. Văd că deși veți cheltui la începutul acestei luni sau deja ați cheltuit de o săptămână, cheltuiți nejustificat, se pare că până la urmă, spre sfârșitul lunii, veți lua și niște bani. Și în 7 zile veți semna niște acte cu multe persoane, nu știu, să iau o încurcătură aici, sau vă mai trebuie un act ca să luați această semnătură. Inițiala de D, nume sau prenume. Sunteți agitați, ați fost un pic nervoși, vă văd încă, nu știu dacă stresați neapărat, dar așa parcă nu vă găsiți locul. Cei care sunteți în
Franța, vă veți schimba orașul sau casa, da? Inițiala de D, nume sau prenume, da? Orașul sau casa, dar doar cei care sunteți în Franța. Și la limită puteți nu numai cu, cu litera D, parcă mai e și un B aici, totuși și un, un T și un R, dar ca și cum, mai ales voi că sunt la, sunt la inițiala voastră, cei cu, cu litera D, e ca și cum ați pune ceva în cui și lăsați acolo sau în cuier, sau e ca și cum nu vă mai interesează nimic, vă luați tălpășița și dispăreți. Dar eu zic pe al, da, e ca și cum ați accepta o, o situație și spuneți asta este, dar fiți atenți, trebuie să aveți răbdare că situația asta aici, bun, puneți în cui, veți pune în cui și terminați cu situație, dar trebuie încă să mai aveți răbdare. Voi știți că e terminată treaba, adică veți schimba o casă, veți schimba o relație sau terminați o relație, dar nu este momentul acum, mai trebuie să stați un pic. Trebuie să luați niște hotărâri cu, cu cineva, dar trebuie să mai aveți, să fiți un pic răbdători și dacă nu veți avea răbdare și nu veți fi calmi, să știți că o să aveți necaz dacă vă grăbiți acum. De aceea spun, mai bine stați ca să nu o dați în bară. Veți avea mult de lucru cu M, cu N, cu R, veți trece o mare sau o apă și voi, alții dintre voi, nu toți, acum eu spun ce cade, da, voi trebuie, da. Deci este clar că sunt multe drumuri aici, peste ape, peste mări, peste plecați, vă întoarceți, poate aveți și contracte de muncă sau pur și simplu vreți să schimbați ceva în viața voastră, iar asta o să se întâmple după 14 mai, să știți, dar v-am spus, multă răbdare, nu vă grăbiți pentru că se pare că puteți avea chiar și necaz. Inițiala de E, nume sau prenume. E, unii sunteți triști aici, aveți multe necunoscute, cineva, multe necunoscute în sensul că cineva se ferește de voi sau aveți alții dintre voi și bani de luat și nu vi-a dat. Ați fost într-un loc cu ocazia acestor sărbători și v-au deranjat anumite lucruri acolo. Vă gândiți la o persoană, dar nu mai aveți cum să fiți cu ea, ori pentru că e decedată, ori pur și simplu poate e în altă parte, deci nu mai s-a închis, da? Nu mai, nu vă mai gândiți. S-ar putea să fie cu litera L această persoană, nu că s-ar putea, chiar cam așa este. Și vedeți că o luați pe un drum greșit. Nu știu ce implică asta, că sunteți mulți, n-aș putea să spune. De exemplu, un singur lucru pot să spun care nu este în ordine. Dacă voi o luați pe un drum greșit, de exemplu, cu o persoană cu litera D în nume sau prenume, aici, sau, dar vedeți că la inițiala de E mi-a ieșit un nume de dușia, Daniel, Dana, sau ce ori mai fi. Vedeți că aveți pe cineva lângă voi, dar poate sunteți cu ei, voi și mai sunteți și Daniela sau Dan. Aici voi sunteți ăștia care o luați pe un drum greșit. Deci trebuie să aveți un pic de grijă că nu este bine. Sau doriți să plecați, poftim, într-o țară cu dușia și ar fi Danemarca sau nu mai știu ce ar mai putea fi, sau în Germania, sau dacă e cu Deutschland, da? Sau ceva e aici cu inițialele astea care nu sunteți pe un drum greșit. Asta îmi spune foaia să vă anunț, bineînțeles că nu e pentru toți chestia asta, dar e mesajul foarte clar. Deci sunteți pe, mergeți pe un drum greșit în următoarea perioadă.
și mai ales dacă aveți 26 de ani și dacă ați avut 26 de ani, repetați, când ați avut 26 de ani, repetați aceeași greșeală, da? Gândiți-vă voi bine ce ați făcut la 26 de ani sau care aveți 26 de ani și trebuie să aveți un pic de, mai multă grijă. Cei care au 34 de ani veți avea și școală și servici sau două joburi sau două case sau în următoarea perioadă veți avea două mașini, două joburi, deci ceva cu doi. Da? Bun, inițiala de F, nume sau prenume. Ia uite aici ce încurcătură un pic. Aveți o încurcătură cu inițiala de B, cu inițiala alții. Poate v-ați certat cu B-ul ăsta, alții v-ați certat cu cineva care e născut pe data de 9 sau în luna septembrie, sau poate sunteți voi născuți în septembrie. Dar aici, deci, cearta îmi cade celor care sunt pe data de 9 în orice lună, celor care sunt în luna septembrie născuți, îmi cade ceartă cu inițiala de B, nume sau prenume, sau cu cineva dintr-o localitate cu această inițială, deci aveți mare grijă să nu vă certați totuși, pentru că o să iasă un balamuc de nu se poate, o să fiți supărați. Cineva cu litera C v-a furat, un iubit, o iubită sau, dar nu neapărat acum. A fost 1, 2, 3, 4, 5, acum 5 ani, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 ani, 7, 8, 9, până, deci între 5 și 9 ani, cei care vă știți, să știți că ați avut ceva făcut aici, de-ați rămas cei cu inițiala de F, da? Ați avut ceva făcut. Deși a fost Paștele, dar vă văd că cineva, careva dintre voi nu a fost la cimitir aici, văd foarte multe cruci, se pare că am pe cineva aici care chiar cum ar fi au murit și bunicii și părinții, adică aveți multe și totuși nu ați ajuns, nu ați ajuns la aceste morminte, dar trebuie să mergeți pe data de 8, o să auziți de boala cuiva, și o despărțire s-ar putea să fie aici, să decedeze cineva în următoarea perioadă de la voi, chiar, un bărbat, da? Un bărbat din păcate, trebuie să aveți grijă de el tot în jur de 14 mai. Aveți grijă ce faceți cu banii și cât cheltuiți, nu trebuie să vă speriați acum, da? Dacă eu vă spun că o să fiți într-o situație și cu banii așa, deci trebuie să aveți grijă să nu cheltuiți, pentru că e ca și cum vă sufocați de niște bani, vă spânzurați pentru niște bani, deci spânzurătoarea asta ce este? Adică ai nevoie de bani după ce că nu ai te mai duci să mai ieși de la bancă, deci nu ai cum să-i plătești, da? Deci e o chestie urâtă aici, sau aveți grijă cine vă dă banii, în ce intrați, da? Sau să nu fiți păcăliți cu niște bani, undeva pe data de 17, 18, 19, 20, revine o persoană, da? Cu banii ăștia, cu actele astea, cu încrângătura asta, cineva vrea să poate aveți acte de făcut și vrea să vă păcălească, să ia mai mult din actele alea sau să vă dea mai puțin sau nu știu, ceva acolo, deci trebuie fiecare cu situația lui, dar vedeți că e cineva cu, deci revine cineva și ce credeți este cu inițiala de R și de E, poate fi cu R și E sau sau poate să fie Renato, Renata, Reli sau dacă sunteți voi cu R și E, aveți grijă, da? Bun, la inițiala de F, da, puteți fi și cu F, cu numele de familie, da? Bun, ce aș mai putea să vă spun, deci cam atâta. Inițiala de G, nume sau prenume. Ia uite, plecați la o sărbătoare, plecați la o petrecere și cei care sunteți singuri să știți că
s-ar putea întâmpla să cunoașteți pe cineva pentru că mi-a căzut spirala aici, da? Sau să vă întâlniți cu cineva din trecut la această petrecere, s-ar putea să se din nou să se reia povestea sau de afaceri sau dragoste, orice ar fi. Cineva cu litera B e foarte supărat pe voi. Am aici un infinit care nu arată prea bine. Deci aici sunteți pe cale unii dintre voi să vă despărțiți sau cineva dintre voi pe cale să vă despărțiți. Dacă aveți o soție sau sunteți voi, aveți grijă la diabet, la picioare, da, cu diabetul. Da, exact, tot pe dragoste. E ceva aici, cineva, e ca și cum se întoarce karma, da? Cineva, ați suferit, că sunteți bărbat, femeie, nu contează, ați suferit pentru cineva, v-a părăsit, revine, vă întâlniți, pe alții vă poate suna această persoană, cu alții vă puteți întâlni la o petrecere sau alții care merg la o petrecere sau afară sau undeva, să vă întâlniți cu cineva din trecut, cineva care v-a făcut să suferiți totuși, pentru că e ca și cum aici se face o dreptate, da? Și persoana cu litera L care v-a luat iubita de curând sau o să vi-l ia, deci aveți grijă, da? Aveți grijă, da? Că cineva cu litera L o să vă ia iubitul, iubita, prietena, nu știu, se întâmplă ceva acolo. Cu banii, nu stați rău, nu mai e ce a fost, dar parcă ar fi bine să meargă un pic mai ar putea să meargă un pic mai bine treburile. Dacă aveți pe cineva cu nu. Cineva dintre voi merge la spital în luna asta și repede. Da, o să merge la niște controle, la niște tratamente sau la ceva de genul acesta. Până la sfârșitul lunii, de-aia zic că după 8 mai, veți lua niște decizii în care veți intra într-un normal cu ceva. Nu știu dacă sunt banii sau relația aici. Foarte mult action aveți în luna asta. Și iar alții dintre voi vor lua și bani mulți, dar acolo de unde știți că trebuie să luați, veți lua. Inițiala de H și nume sau prenume. Mama, ia uite cum sunteți aici. Sunteți hotărâți, o să vă meargă foarte bine în următoarea perioadă. Sunteți dați cu pumnul în masă, sunteți la linie, vreți să fiți perfecți și așa veți fi. Veți avea... Deci aici suntem la inițiala de H și nume sau prenume și dacă aveți și litera C în numele vostru sau prenume, de asemenea poate să vă meargă foarte bine, sau dacă aveți partener sau parteneră cu inițiala de C, să știți că veți urca pe o treaptă socială, nu știu dacă sunteți... Dar treapta asta socială ce înseamnă? Un serviciu mai bun, foarte mulți dintre voi, bani mai mulți dintr-o altă sursă, o căsătorie, vă schimbați numele, pentru că văd o altă semnătură aici, aici ori vă faceți firmă, ori pur și simplu divorțați și vă căsătoriți din nou sau vă căsătoriți, asta înseamnă schimba semnătura. Dacă aveți cunoștință sau pe cineva cu mama, sunt multe nume cu mâșia, Mariana, Maria, Magdalena, Maricica, nu știu, sau Marian, sau că vă țineți de mână aici, dar foarte multe lucruri veți reuși să faceți în această lună, nu știu, ca și cum Dumnezeu va ține cu voi. Da. Inițiala de I, în nume sau prenume.
Ia uite, vă iubește un B, pe alții un R, dar R este bolnav. Cineva cu litera M mai are pe cineva. Inițiala de L vine către voi. Hai că văd că multă dragoste și aici. Veți lua 3 milioane, 30 de milioane, 300 de milioane, nu știu, sumă cu 3. Sumă cu 3, dar nu e micuță. Da? Adică e așa, e bună, să zic, o sumă destul de consistentă. Cineva cu litera A aici vă bârfește. În 4 luni o să aveți sau 4 săptămâni o bucurie mare, se rezolvă niște probleme cu niște acte, cineva semnează ceva. Visați prea mult la ceva ce nu puteți avea, ori bărbat, ori o casă de nu știu care sau o mașină de nu știu care. Și visați prea mult și veți rămâne dezamăgiți pentru că nu o să vi se îndeplinească dorința sau cel puțin nu cât ține foaia asta. Cineva care a murit și este cu litera U sau N sau L poate fi de asemenea. Să știți că vă ajută, mai rugați-vă sau la un R chiar, de asemenea la cineva cu I, la cineva cu G, de asemenea un bărbat cu litera G, dacă e decedat, da? Da, și o rezolvare va avea și unul din copiii voștri sau copiii voștri, nu contează că sunt unul, că sunt doi, veți avea rezolvare din partea copiilor spre sfârșitul lunii și o să vedeți roz, nu știu cum, o să vedeți că toată viața e un roz sau o perioadă roză, dar ce vreau să vă spun, nu știu, visați sau nu știu, visați ceva mai corect sau mai normal sau încercați să fiți mulțumiți cu ceva, da, cu ceva mai pământesc, nu știu cum să zic, da? Bun. Inițiala de J. Nume sau prenume. Hei! V-ați săturat unii de... Nu știu cine e aici, de stat în casă. Se pare că v-ați cam săturat. E cineva care iese greu afară sau aveți pe cineva în casă bolnav care iese greu afară. Dar în orice caz a fost ziua voastră pe data de 2, pe data de 3 mai sau 2-3 aprilie. Vă veți reprinde ce credeți. O să vă reveniți sau nu o să fiți mai rău decât sunteți, indiferent ce situație aveți. Deci, inițiala de J, nume sau prenume. Unii cu boala v-am spus care aveți, dar alții începe să, reven să vă re reveniți cu banii. Cu relația, am aici inițiale de R, de A, de I, de S, foarte multe inițiale aici, dar vă reveniți dintr-o situație și vă cade desigur o semnătură nouă, dar aici este vorba că unii dintre voi vă veți schimba serviciul sau veți desemna un contract, veți prelungi un contract de muncă sau veți avea noroc de mai multe contracte. Poate nu sunteți la stat neapărat, poate lucrați la privat sau poate sunteți, aveți afacerea voastră, da? Veți avea noroc, da? Inițiala de capa, nume sau prenume. Pe data de 12 vi se va pune frână într-o problemă sau într-o situație sau în jur de 12. Da. Cineva din familie de la voi va fi în spital în următoarele 2 luni. Inițiala de A este supărată pe voi. Aici.
vă rugați, nu știu, cineva se roagă foarte mult la Dumnezeu sau la oricine, nu știu, la cine o fi, dar asta nu înseamnă că celelalte inițiale nu se roagă, dar aici e ceva parcă foarte apăsat, așa că e ca și cum parcă face un ritual mai puternic sau face ceva, faceți ceva, capa ăsta, faceți ceva. Așa, și vă cade un copil, cineva va naște aici sau o să... Sau un nou început într-o situație a copilului dumneavoastră. Poate nu face neapărat copii, dar poate fi și asta. Mie mi-a căzut copil, dar poate să însemne și nou început, da? Într-o situație. Este jenă de o problemă, ați pierdut într-o situație, v-ați certat cu o vecină sau cu un vecin. Și vă este jenă, s-a întâmplat ceva în bloc între vecini sau pe stradă, nu știu ce, sau se întâmplă, de fapt, se poate întâmpla în următoarea perioadă. Deci aveți grijă, da? Să nu... Și dacă cunoașteți pe cineva cu litera M și o Monica, să știți că va avea o operație sau o intervenție sau un bărbat cu M și O sau ceva de genul acesta. Și o să vă vină niște bani de la drum sau de la o persoană care câștigă bani străini sau bani de, poate fi lângă voi, cu voi, dar în fine, primiți niște bani capa sau pur și simplu veți lucra undeva unde veți primi bani din străinătate, ca niște bani străini aici, da? Inițiala de el, nume sau prenume. Aveți noroc în următoarea perioadă cu litera P, cu litera I, cu R, Q este supărat. Aveți un dublu A pe cineva care cheamă cu A și A. Să știți că este fals. Da? Dar voi luați separat. Vă veți ieșiți dintr-un... E ca și cum sunteți într-o încurcătură sau într-un nest băgați, într-un... O să descurcați niște ițe, da? Veți descurca niște ițe, da? Veți ieși la suprafață dintr-o încurcătură, da? Vă ridicați cu bucurie, cineva cu litera D vă ajută și dintr-o... Iar pe alții o să vă ajute cineva dintr-o țară cu litera A sau poate sunteți și voi într-o țară cu litera A și vă ajută cineva care este pe lângă voi. Veți avea bucurie, deși erați un pic pe negare cu o problemă, nu știu, nu mai aveați încredere, dar vor veni zile bune. Și să-i spuneți inițiale cu L pe care o aveți în viața voastră, să-și vadă de treabă, spuneți că așa am zis, eu a zis Răsia să-ți vezi de treabă și veți semna acte în 2 săptămâni, să știți, în 2 săptămâni sau 2 luni, maxim, dar cred că 2 săptămâni. Inițiala de M, în nume sau prenume. Oh, mău, vine o perioadă când trebuie să fiți foarte liniștiți, să tăceți din gură, să nu vă agitați, trebuie să fiți diplomați și să nu vă certați cu absolut nimeni, pentru că veți avea 2 daruri de bani, mulți, nu știu, că... Vi se rezolvă 2 probleme foarte importante, așteptați, sunteți sau aveți și 2 parteneri sau nu știți ce să alegeți aici. Eu zic să nu alegeți nimica, să nu vă certați. Este o perioadă bună când puteți merge pe 2 căi, da? Când nu știți ce să alegeți și aici sunt 2 relații, 2 case, 2 familii, 2... Eu zic să nu faceți nimic, să nu luați nicio hotărâre, să tăceți din gură. Pentru că lucrurile se vor rezolva și dacă nu veți ști ce să faceți, veți lua hotărârile astea. La un moment dat vor veni
singure, pentru că sunteți atât de puternici în următoarea perioadă, încât nu o să vă dărâme nimic, da? Așa că, indiferent ce situație aveți, că de bani, de relații, de orice, sau aveți mai multe lucruri de ales, să știți că cineva vine către voi cu litera L și vă rezolvă o problemă, chiar și materială. Veți fi pe cai mari, da? Și vă mai ajută, indiferent că sunteți bărbat sau femeie, și un bărbat sau o femeie, nu contează, o persoană cu. Nu, un bărbat, pardon, indiferent ce gen sunteți, vă ajută un bărbat cu litera R, cu litera M, cu litera G, pe unii dintre voi poate nu are toate aceste nume, da? Și vedeți că vă cam îngrășați, aveți grijă, mai, nu știu, faceți ceva, dar în orice caz veți avea 1, 2, 3. Văd multe persoane în jurul vostru până la sfârșitul lunii mai, iunie, pentru că am zis și eu că foaia asta e pe luna mai, veți avea câte 2-3, vă să vă gândească, nu știu, acolo unde e cazul, bineînțeles, sau veți mai cunoaște pe cineva, sau oricum pe dragostei de bine, și trebuie să fiți într-un stand-by, așa, să așteptați pur și simplu, atâta pot să spun. Pentru că, uite, veți face cu L acte, veți face în 4 puncte, cu un L niște acte, cu bani, cu ceva, e o încurcătură aici, dar o să iasă la lumina inițiala de N, în nume sau prenume. Ia uite ce agitați sunteți și voi, iubiți sau sunteți îndrăgostiți de cineva cu litera M care vă dă la spate. Un V de asemenea, nu prea aveți noroc pe dragoste în perioada ce urmează. Se pare că cineva aici are și o problemă cu cineva, nu știu, din casă, cu niște persoane din casă, aveți niște probleme. În același timp veți face și nuntă sau cineva se va ocupa de, sau poate vă ocupați cu organizarea de nunți sau de petreceri, că văd, ia uite aici, nu știu, văd ceva foarte frumos, foarte frumos, văd mai ales cei care aveți afaceri, foarte bine vă merge. Văd un A și un S aici, nu știu cine e aici, cine poate fi. Mas, nu știu ce înseamnă asta, voi trebuie să vă gândiți. Sau Sam, poate să fie și Sam, să se întoarcă Sam la voi. Veți tranșa ceva, nu știu ce veți tranșa, bineînțeles că nu porcul sau mielul, veți tranșa o situație. Da, și veți lua niște hotărâri care, într-adevăr, bine, sunteți nervoși, o să luați hotărâri aici la nervi, dar zic eu că peste 7 săptămâni vă veți liniști și vă veți rezolva problemele. Un pic de încurcătură, totuși, cu banii, da. Cei care nu aveți afaceri sau chiar dacă aveți încă, poate cineva dintre voi încă mai are de dat bani. Inițiala de O în nume, undeva sau de făcut plăți. Inițiala de O în nume sau prenume. Vă ridicați cu bucurie, vă extindeți la casă, la servici. În următoarea perioadă veți lua un examen. Cineva aici rămâne gravidă sau soția rămâne însărcinată. Veți învăța, veți lua chiar și un examen. Cineva dintre voi, după ce va lua un examen, va pleca la un drum. În următoarea perioadă vă cade foarte bine aici od, sau dacă aveți cu o, dacă o aveți pe Olivia sau pe, nu știu, cineva, foarte bine pe, chiar și vouă, foarte bine pe multe aspecte, chiar și cu sănătatea o să vă simțiți mai bine.
nu știu, parcă vă pare rău că nu ați început o relație cu cineva mai tinerel, că îl văd mai micuț, dar mai micuț poate să fie și de înălțime decât voi, dar totuși simt că e mai mic de vârstă, vă pare rău, drumuri deschise foarte multe în următoarea perioadă, în ziua de miercuri veți avea o realizare, o să scăpați și de o problemă la inimă și chiar și cu operație, dacă aveți de făcut, veți scăpa, ori scăpați de o operație, ori pur și simplu vă va fi bine după operație sau cineva din familie inițială de pe nume sau nume sau prenume. Sunteți foarte mulți dintre voi, văd că țineți strâns și la fostele relații, sunteți foarte devotați și fostelor relații și n-au fost puține în ultimii ani, văd că vorbiți și cu ei și cu ele, indiferent cum sunteți. Veți recupera niște bănuți, multe proiecte, dar ies puține, dar asta nu înseamnă că nu veți avea bani. Cineva cu cineva cu dublu V o să vină la voi și iar o să vorbiți despre o afacere sau un contract sau ceva. După data de 13 veți avea mai multe rezolvări, realizări. Văd aici o femeie înaltă cu părul lung. Dacă sunteți voi sau aveți o femeie de genul acesta, nu știu, e ca o regină, nu pot să spun că e încrezută, dar e cu picioarele pe pământ, greu se ajunge la tine, draga mea, dacă ești părul lung, poți să fie oricum, se ajunge greu la tine sau pur și simplu, nu știu, inițiala, da, se ajunge greu la tine, te lași greu sau dacă sunteți bărbați, nu mai știți ce să faceți, să puneți mâna pe această femeie, este o femeie înaltă cu părul lung și mai slăbuță și frumușică, da? Bun, inițiala de R, în nume sau prenume. Haideți să vedem, vedeți că vi se ascund lucruri, veți afla niște secrete de la cineva cu litera A sau despre cineva cu litera A, o să fiți un pic dezamăgiți, văd că stați la o masă, nu neapărat, poate mai mult, aș zice, dreptunghiulară decât rotundă, că văd cu o formă ciudată, poate să fie un triunghi mai mult sau ceva, dar nu știu unde de mergeți, dar o să stați la o masă de genul acesta și veți cunoaște pe cineva, veți face cunoștință cu cineva cu care veți face niște afaceri și chiar sunt, dar aici probabil că e vorba de cineva care chiar face afaceri și o să vă iasă multe, multe lucruri. Cineva cu litera D te iubește, cineva cu litera M din trecut, foarte, foarte de din trecut, nu știu, acum 20 de ani, 30 de ani, cineva cu litera M te gândește, te dorește la nebunie. Ai grijă la în două puncte cineva să nu te înșele cu ceva. Îți ridici un zid la casă, dar zidul ăsta acum poate să fie gard. Că văd că ridici ceva la casă sau mai ridici un etaj, dar parcă n-ar fi. E ca și cum ai ridica zidul să nu te mai ceri cu vecinii sau să-i mai vezi. Ridici zid între tine și cel de lângă tine sau ridici un zid. Ridici un zid sau dar poate ridici un zid, poate living-ul prea mare sau foarte mare și atunci faci ceva. Da. Ai să ai o avarie în casă la ceva, probabil că din cauza acestei va fi o avarie și se pare că va trebui să faci ceva sau mai faci ceva.
Și dacă cei care au de mutat ceva dintr-o parte în alta, veți reuși. Să e ca și cum vindeți, da, nu, că asta văd, vindeți o groapă la cimitir ca să vă luați alta, sau aveți o groapă la cimitir și vreți să vă luați alta și vă duceți să căutați altă. Da, asta o, cineva dintre voi asta face. Cum? Ce să fac? Da, asta face, vă căutați altă groapă sau vreți altă groapă. Cea din familie nu o vreți. Da, și veți avea bani cum necum toată viața voastră, din ce, din ce, nu știu. Nu veți duce lipsă de bani, să știți și voi. Inițiala de S, nume sau prenume. Foarte bine pe partea materială, majoritatea din voi veți avea, vă veți și îndrăgosti, sau cineva se îndrăgostește de voi, dar vă veți îndrăgosti. Cineva cu litera A, vă țineți de mână cu A, cu R, cu V, cu C, cu I, cu L. Da? Sau poate mai sunteți și voi, dar văd foarte multă dragoste și bani, da, o să vă meargă bine în următoarea perioadă, să știți. Și pe data de 7 iunie vă împăcați cu cineva cu litera R. Aici poate fi un copil, da? Sau poate fi o persoană care e mai mică decât voi. Da, o să vă împăcați. Foarte frumos. Foarte frumos la inițiala de S. Bun, inițiala de Ș. Nume sau prenume. Uite ce indecis sunteți și voi. Azi gândiți într-un fel, vreți ceva, mâine lasă cum o vrea Dumnezeu, poi mâine iar vrei. Îți cad aici inițiala de A, care te domină. Te ții, da, de mână, te ții cu acest A de mână, dar te ții cu acest A de, cu acest A de mână, sau poți să te ții chiar și cu un M de mână, sau să mai ai o inițială din astea două, cu M sau cu A, și te ții într-adevăr de mână cu cineva cu litera A, da, te domină. În 7 zile vei avea o veste bună din partea acestor persoane, în funcție care cum îi aveți. Văd că urcați 2-3 trepte sociale, vă văd pe cineva aici cu o roche lungă sau cu un voal, cineva o să auziți de căsătoria cuiva sau poate chiar voi vă măritați. Veți primi o sumă la care nu gândiți cu unul, dar e mare. E o sumă mare care acum nici nu, cu gândul nu gândiți foarte clar, mi-a ieșit suma asta cu 1 aici. Da, sunteți indecis, sunteți dintr-o parte în alta, nu știți ce să faceți. Nu știți dacă vreți, dacă nu vreți, dar din nou vă spun faptul că nu știți ce să faceți. Eu zic să mai așteptați 2 săptămâni, să nu luați nicio decizie. Daruri mici veți primi și după ce vă veți rezolva problemele, ca și cum, ia uite, aveți o ascensiune frumoasă, veți da foarte multă lume la o parte sau o să încheiați relațiile cu foarte mulți oameni. Inițiala de T, nume sau prenume. Aici trebuie să mai învățați cineva. Aveți examene de dat, trepte, de la liceu la facultate sau copiii voștri. Aici sunt multe examene, asta mi iese acum, deci va fi o perioadă multe de cursuri, trebuie să faceți cursuri, examene, tot ce... Și o să le luați, da? Chiar și carnet de șofer și așa. Mai mult îmi iese aici, dacă ar fi ceva să nu fie în regulă. Deci sunteți cu T, nume sau prenume, mai puteți fi și cu litera G sau cineva din familie să fie cu G și să zic că nu o să reușească în ceea ce are de făcut și o să se va întoarce înapoi sau termină cu o relație și sunteți foarte supărați că acest G, nu știu, e ceva cu G care ne revine din trecut.
Dar foarte, o să, totuși după ce luați examenele astea sau să scăpați de, e ca și cum să scăpați de un serviciu, să vă luați altul mai bun, dați, nu știu, scăpați de ceva care vă sufocă aici și da, veți lua taurul de coarne și cum ar fi, veți pleca la luptă, nu știu ce să mai zic și cu lupta asta, dar în orice caz vă cade bine și multe, totuși realizări cu inițiala de așa, poate fi și țară și persoană, aveți realizări într-o țară cu litera A sau chiar și cu o persoană cu litera Z, de asemenea și am aici la litera T cineva care stă și într-o țară arabă sau stați într-o altă țară, da, cu cineva care este de alt sânge. Da, de alt sânge. Deci, totuși tind să cred că tot islam, ceva, pentru că stați acolo. Inițiala de, da, stați sau vine după voi sau se întâmplă ceva. Aici, de asemenea, sigur că veți avea discuție, să știți că cineva nu este de acord, dar până la urmă e ca și cum l-ai lega cu un act de siguranță. Nu știu ce înseamnă asta. Legi de tine, te legi de el. Inițiala de ț, nume sau prenume, veți semna un act cu litera D. În 7 săptămâni o să-ți vină totuși 6-7 săptămâni niște bani în care vei cheltui o perioadă, vei mai scoate capul un pic. Cine are 67 de ani reușește să stea drept într-o situație, dacă ai să stai drept, ce înseamnă asta la mine? Să stai drept, să stai în picioare, să nu te umilești, să nu îngenunchezi, deci te ridici în picioare dintr-o situație, dacă ai, deci 64, 67, poate fi și 46, și 1, 2, 3, cineva aici are 3 copii și până la urmă toți vor fi bine, cum necum. Pe data de 13, totuși, vei avea o bucurie. Inițiala de U în nume sau prenume. Nu știu de ce mi-a ieșit la U Abu Dhabi. Poate să fie și Dubai, poate fi, nu știu, da, uite, mi-a ieșit aici cineva, pleacă undeva sau vă stabiliți în acea țară. Văd că plecați și în concediu, dar să știți că lăsați pe cineva bolnav și nu este cazul să lăsați pe cineva bolnav să plecați în concediu, că s-ar putea să moară și o să vă pară rău. Cu bănuții sunteți și, adică aveți așa, dar nu știu, tot timpul vreți mai mult, parcă nu n-ați fi mulțumit și totuși văd sume cu 3, cu 4, cu 2, cu 5, dar nu știu pe ce îi mai cheltuiți sau aveți foarte multe datorii. Inițiala de V în nume sau prenume, vine cineva după voi de la un drum, indiferent că sunteți femei, că sunteți bărbați, îmi cad inițiale de A, de C, de L, de M, de I, de R, vine cineva după voi. Vai, ce frumos aici, semnați și aici cade o căsătorie sau un contract sau afaceri. În următoarea perioadă veți pleca la două drumuri la care nici nu v-ați gândit, nici cu gândul n-ați gândit, dar neapărat în străinătate, poate fi în alt oraș sau ceva ce nu ați gândit și multă, multă muncă, dar veți schimba multe chestii în viața voastră. 1, 2, 3, 4, 5 lucruri veți schimba în viața voastră și până la sfârșitul anului veți schimba casă, veți schimba mașină, bărbat, căsătorie sau ce vreți, da? W. W. Dacă sunteți cum sunteți, ia uite, aveți grijă la stomac, îmi cad probleme cu stomacul la unii dintre voi,
aveți pe cineva cu litera V sau poate fi tot, sau voi să fiți întors, să fiți supărați că să vă văd întors, sau dacă aveți de asemenea pe cineva cu litera V în nume sau prenume sau tot cu W, să știți că vă veți strica relația. Peste 2 săptămâni veți auzi de boala unui bărbat care are 76 de ani. Faceți foarte multe drumuri, dar sunteți bine, dar un pic cam nemulțumiți în luna mai. Adică sunteți bine, dar tot mai vreți ceva. Și cineva de aici va învăța o limbă străină sau va merge la niște cursuri. Foarte multe drumuri veți face. Inițiala de X, nume sau prenume. Văd că cineva aici stă acasă, ori nu are serviciu, ori vă pensionați, ori cineva schimbă serviciu în luna aceasta. Cineva cu litera A vă iubește, veți face un transfer de acte de bani foarte important în următoarea perioadă și veți câștiga alții dintre voi un proces care îl aveți într-un oraș cu litera M sau cu cineva dintr-un oraș cu litera M. Da, Y, Epsilon. E o harababura la voi, nu mai știți ce să simțiți, ori sunteți cu capul în nori, pur și simplu veți pleca la drum, e ca și cum vă urcați pe, nu știu, plecați la un drum și cineva după drumul ăsta, de-abia pe urmă vine cineva și la voi, văd inițiale de B, de R, de S, de I. Plecați într-o țară cu litera M, mulți dintre voi sau cineva careva dintre voi, și cineva își pune o coroniță aici pe cap, este clar că luați un examen foarte important sau cineva primește un epolete în plus pe umăr. Inițiala de Z, nume sau prenume, cineva cu litera A e îndrăgostit de tine, vei pleca într-o țară caldă acum, dar într-o țară ciudată, adică nu Italia, Grecia sau mai știu eu ce. În 3 puncte te ridici cu o mare rezolvare, vei zbura de fericire. 3 puncte, 3 zile, 3 săptămâni. Ai o foarte mare legătură cu animalele, zici că ai grijă de animale sau îți faci ceva cu animale sau ai deja și ai grijă de ele. Cineva cu litera F în viața asta te-a iubit mult, iar în luna mai vei primi un dar cu care tot ai să dai în stânga și în dreapta, dar nu e salariu, da? Este așa și să nu-ți fie frică, indiferent cine ești, să știi că nu vei rămâne singur, singură până la sfârșitul vieții, să nu mai ai că, uite, ți-e frică că rămâi singur, singură, nu. Da, ne naștem singuri, cum ar fi, sau ne naștem, murim singuri, de fapt, dar vei avea pe cineva lângă tine. Mulțumesc pentru vizualizare, vă pup, vă îmbrățișez, să aveți un Paște fericit în continuare. La revedere!